Alexandra izbucnește în lacrimi din cauza lui Gaja. Aș vrea ca tu să înțelegi. În ediția de vineri a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Alexandra izbucnește în lacrimi din cauza situației cu Gaja. În ediția de vineri a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal de, Alexandra nu mai rezistă și izbucnește în lacrimi din cauza lui Gaja. Alexandra izbucnește în lacrimi din cauza lui Gaja. În episodul din 8 noiembrie 2024, Alexandra nu scoate niciun cuvânt în timpul conexiunii și nu se amuză nici măcar atunci când fetele râd de încălțămintea purtată de Denis. Concurenții observă că bruneta nu este într-o stare bună, iar aceasta se justifică și spune că nu se simte bine. Acompaniată de fetele care spun că este rău. Cei cu tine? Parcă erai mai vocal în trecut, spune Gage atunci când o vede pe Alexandra atât de tăcută pe conexiune. În materialul video de mai jos vedem că și în casa băieților Alexandra își păstrează aceeași energie, astfel că Patrick decide să o întrebe ce se întâmplă cu ea. Concurenta, în timp ce lacrimile aproape îi curg din ochi, îi spune lui Patrick că nu-i place situația cu Gagea. Alexandra se vede nevoită să reacționeze în fața fostului iubit și să-i spună că nu dorește să-l pună pe Denis în aceeași postură în care, în trecut, L-a pus și pe gacea. A intrat automat într-o situație care nu e favorabilă pentru el. Eu n-aș vrea să-l pun pe el în acea situație și aș vrea ca tu să înțelegi. Spune Alexandra, pe conexiune. Vezi ce urâtă e senzația asta, spune Gagea.